Pe fondul unei crize mondiale care pare că nu se mai termină, alegerea unui președinte american în fruntea celui mai puternic stat al lumii a fost percepută ca o victorie a democrației. Acest fapt de neimaginat în urmă cu câțiva ani și perceput astăzi aproape ca un miracol, nu putea rămâne fără ecouri artistice pe plaiurile mioritice. Miracolul românesc se numește Valerium Ladin. El ni-l aduce la librăria Cărturești din capitală pe însuși Barack Obama. Nu, nu în carne și oase, ci în desene cu pudră de cacao. Expoziția rămâne deschisă până în 4 iulie, Ziua Americii. În așteptarea unei posibile vizite a lui Barack Obama în România, pictorul Valerium Ladin a realizat 30 de lucrări cu președintele american. Abordate într-o manieră oarecum haslie, pentru cele mai multe dintre picturi a fost folosită pudra de cacao drept materie primă. Dacă la prima vedere poate părea ceva neobișnuit, tehnicile pictatului cu alte materii decât cele tradiționale au fost încercate de-a lungul timpului de foarte mulți artiști. Sunt alții înainte care au pictat cu diverse materiale, Zhang Quan, de exemplu, cu cenușă de tămâie, Big Muniz, cu diverse alte materii, așa că mă număr și eu printre ei. De altfel, e o preocupare mai veche, eu am pictat cu cărbune, cu praf de cărbune în tinerețea mea și acum că tot se experimentează în aceste materii neconvenționale, am simțit nevoia, mai ales că se leagă de acest material nou care provine din, care reprezintă Africa, nu? Se potrivește de minune, zic eu, cu subiectul dat. Expoziția, care face parte din proiectul 44, este o trimitere codată în cheie americană la Barack Obama, 44 fiind punctul care corespunde numărului de ordine al actualului președinte. Pe de altă parte, 44 este și măsura pantofului aruncat în urmă cu câțiva ani de un ziarist în direcția președintelui de atunci, George W. Bush. În momentul în care Obama a câștigat alegerile și a devenit președintele Americii, acel entuziasm global m-a impresionat, sincer, și am simțit ca în, și în alte proiecte ale mele cu tematică din aceasta social-politică să mă implic în felul meu, adică sunt totuși contemporan cu acest eveniment atât de neașteptat totuși în istoria omenirii și am simțit că pot spune ceva în primul rând publicului românesc, dar nu numai. O întâlnire mai mult decât impresionantă cu Barack Obama, deocamdată în chip pictat, până în 4 iulie, de Ziua Statelor Unite ale Americii.